Sănătate și bine ai revenit printre martorii lui Crypto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. CEO Ripple se așteaptă ca o hotărâre în procesul cu instituția SEC să vină înainte de 30 iunie. Un magazin fizic ce schimbă Bitcoin și Tether a fost descoperit în Istanbul. Investitorii instituționali estimează un an puternic pentru Bitcoin și se așteaptă să atingă $100.000. Orice delegație făcută către Oracle Swap trebuie revocată imediat și schimbată la un alt furnizor, deoarece cheile lor private au fost compromise. Coreea de Sud va implementa un sistem de urmărire a criptomonedelor în 2023. Prețul monedei Phantom crește pe măsură ce FUSD primește o actualizare majoră. Vechile balene Polygon scapă de monedele acumulate. ADA Cardano pe cale să aibă o săptămână mare. Rezerva Federală a respins încercarea băncii cripto, custodia de a deveni membru Fed. Robert Kiyosaki spune că suntem în recesiune globală și avertizează asupra falimentelor, șomajului și lipsei de adăpost. Băncile centrale din Ghana și Nigeria deschid procesele de aplicare a reglementărilor. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.